puternică la Washington. Și acum ne gândim și spunem că geniile gândesc la fel. Rămâne de văzut cât de corect politic totuși. Elon Musk este de acord cu CEO-ul Kraken, Jesse Powell, care consideră că diversitatea la locul de muncă ar trebui să se refere la modul de a gândi, nu la aspectul fizic. Bun punct de vedere, a scris Musk pe Twitter, același Musk care a concediat recent câțiva angajați ai SpaceX care l-au criticat. Bun, avem un bun punct de vedere, cum am spus mai devreme. Sunt și oameni importanți, miliardari sau mari afaceriști, care au curajul de a spune până la urmă ceea ce gândesc sau au curajul de a alege o cale diferită față de curentul pe care l-am îmbrățișat așa cu toții în ultima perioadă, cel al diversității, cel al incluziunii etnice, să-i spunem așa. Am avut Black Lives Matter, știm cu toții cât nebunie a fost în jurul acestui proiect sau acestei inițiative. Știm cu toții cum au fost eliminate anumite, bucăți, aș putea spune, anumite hălci așa din istorie au fost aruncate cumva sau au fost vârâte sub preș și a ieșit la suprafață noua lume în care toți suntem egali, toți suntem cu salarii egale, toți suntem pe poziții sau cu șanse egale de a ajunge pe anumite poziții și așa mai departe. Uite, mai sunt și anumiți conducători de mari companii care spun, nu domnule, nu e diversitatea, nu constă în aspectul fizic, ci în modul în care gândești. Interesant, nu mă așteptam să fie și așa oameni vocali. Uite, subiectul tău mi-aduce aminte de un episod, ca să-i spun așa, de zilele trecute, în care Elon Musk s-a întâlnit cu angajații de la Twitter și le spunea că, bă, eu nu vreau să fiu CEO, tot ce vreau este ca voi să mă ascultați. Ce spui de asta? Da, cumva îmi spui că pe de o parte vrea să avem diversitate în gândire, pe de altă parte ceilalți n-au voie să spună ce gândesc, pentru că altfel dacă cumva devin critici sau merg într-o altă zonă față de el, ar putea fi în pericol. Da, e adevărat, până la urmă, oricum, opinia mea este că aceste discursuri de tipul ăsta, indiferent că ești de o parte sau de alta a baricadei, eu cred că sunt pur teoretice. Că până la urmă legile economiei spun că există un conducător care în funcție de cât de bine le poate impune celor de sub el anumite aspecte, ăla va avea succes. Adică dacă stau ca din poziția de CEO să ascult pe fiecare în parte și să mă minunez ce mare diversitate de opinii și de argumente am, dar nu iau nicio decizie, adică sau îi las pe toți să-și spună punctul de vedere încât devine tot o avalanșă de idei, nu știu unde ajungi. Cred că este important să găsești, chiar dacă ești șef, CEO în cazul lui Elon Musk, să găsești o cale de mijloc ca să ieși atât tu în câștig, cât și angajații tăi. Da, bun. Calea de mijloc știi care e? Aia a CEO-ului. El delimitează, el dictează. Dom'le, asta e calea de mijloc, pe asta circulăm. Pentru că, în definitiv, el și răspunde la final. Acum, dacă ești și proprietar al unei companii sau acționar majoritar sau, ne știu eu, patron, cum îi mai spunem noi la nivelul nostru în România, și CEO, să zicem că lucrurile sunt un pic mai simple pentru că poate nu ești tras de mânecă chiar așa de tare. Dar dacă ești doar CEO, angajat al unei companii și nu ai rezultatele pe care le-ai promis la începutul, la semnarea contractului, ești să fii tu în locul celor pe care îi dai altădată afară. Deci lucrurile sunt cumva mai complexe poate decât aruncă Elon Musk pe Twitter sau alții din anumite organizații care susțin că ar trebui să avem un procent egal de caucazieni, de asiatici, de afroamericani și așa mai departe. Rămâne de văzut cum se va descurca Elon Musk la Twitter. Până atunci ne mutăm în piața cripto.